La 10 mai 1894 s-a născut la București Elvira Popescu, actriță de teatru și film care a făcut o formidabilă carieră în Franța. A absolvit Conservatorul de Artă Dramatică din București și a fost angajată la Teatrul Național, unde i s-au dat încă de la începutul carierei sale roluri principale. Autorii francezi au ocupat un loc de predilecție în repertoriul ei, iar Louis Verneuil, la vremea aceea unul dintre cei mai spirituali și în vogă autori de vodeviluri, a fost favoritul. Verneuil o invită să joace la Paris, o angajează la Teatrul de la Michodière și în spectacolul Macuzin de Varșovii, Verișoara din Varșovia, are un succes formidabil și, deși nu stăpânea perfect franceza, este apreciată unanim de întreaga presă, care lansează chiar celebra formulă Accentul Elvirei Popescu. Spectacolele ei țineau afișele cu ani, unele dintre ele depășind 2000 de reprezentații. Cariera cinematografică desfășurată în perioada 1920-1970 i-a adus ca parteneri pe Alain Delon și Claudia Cardinale. Francezii au numit-o Notre Dame du Théâtre și regina pieselor bulevardiere. A fost sursa de inspirație a lui Henri Matisse pentru celebrul său tablou La Blouse Roumaine, pictat în 1940. A fost în anii 1930 mai populară în Franța decât Greta Garbo. A încetat din viață la 11 decembrie 1993, la venerabila vârstă de 99 de ani și este înmormântată la Paris, în cimitirul Père Lachaise. A fost distinsă cu premiul Molière pentru cea mai bună actriță, decernat de Asociația Actorilor Francezi și de 2 ori cu Ordinul Legiunea de Onoare, una dintre cele mai înalte distinții ale statului francez. Celebra actriță română, Elvira Popescu. Fără prea mare obrăznicie din partea mea, trebuie să spui că succesul a existat din ziua când am debutat și până astăzi. Mi-e dor de voi. Am iubit țara extraordinar. Abia aștept să viu la București. Îmi sunt extrem de dragi români. Niciodată sentimentele mele nu s-au schimbat. Am rămas aceeași româncă. Dar meseria mea a fost întotdeauna suverană. Faci rușinea asta să crezi că eu pot să-mi pierd limba mea românească. Sentimentele mele de bucurie, de tristețe, nu vorbesc decât românește. Spun versuri românești, cânt cântece românești. Sunt atât de legată de țara mea. Tuturor românilor, le adresez toată dragostea mea și gândurile mele cele mai bune. Și-mi doresc mie să viu cât se poate de repede în țară, cum spune poetul. Și mi-e dor de ducă, parcă aș vrea să vie vântul, să mă ia și să mă duc.